să bei serios? Ieși din cameră. Da, hai că o închid acum, stai așa. Mi-am dorit de plecă. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și astăzi, dragilor, o să-i facem o farsă iubitei mele. O să fie ceva mai diferit decât până acum, pentru că o să-i spun că mergem în Dubai, dragilor. Doar că o să fie foarte diferit. Eu sper să o conving să-și apuce de făcut bagajele și să mă creadă și apoi să-i spun că nu este de fapt nicio vacanță, să vedem cum va reacționa. Ei bine, dragilor, ea este în bucătărie în momentul ăsta, sper să nu vină până să termin acest intro. Și o să mergem în bucătărie, o să-i spunem că mergem în vacanță și să vedem ce va spune. Înainte de a începe, nu uitați să vă descărcați browserul Brave. Aveți un link în descriere, este un browser foarte, foarte mișto de care m-am îndrăgostit efectiv, pentru că vă șterge toate reclamele, nu o să apară nicio reclamă și nicio fereastră descrisă aiurea. În plus, atunci când navigați pe internet, atât pe telefon cât și pe PC, deci descărcați-l, aveți un link în descriere, eu îl folosesc de o lună și ceva și vă zic sincer, asta ar trebui să faceți și voi, măcar faceți comparație între browserul pe care îl folosiți zilnic și acesta, puteți să-l deschideți o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână sau o dată la două săptămâni. Ideea este că să-l folosiți cel puțin o lună, pentru că în felul ăsta puteți să ajutați și acest canal de YouTube deschizând acel browser măcar o dată la o săptămână sau la două săptămâni timp de o lună. Ei bine, dragilor, haideți să mergem în bucătărie să vedem ce face și cum o să primească vestea. Haideți! Ei bine, ce faci? Bine, la bucătărie. Ce faci aici? Gătești? Mă pregătesc să fac o friptură. Dar de ce mă filmezi? Pentru că am o surpriză pentru tine și trebuie să filmez această surpriză. Aoleu, nu mă nebuni. Da, am o surpriză mare de tot. Nu zici mă ceri în căsătorie sau ceva. Nu, ei, nu. Speriat. Pregătește-te, iubire, pentru că în 3 ore mergem în Dubai. Cum adică? Deci vorbesc serios, ia și te îmbracă și în 3 ore plecăm în Dubai. Îți bagi joc de mine? Nu, bat absolut joc de tine. Cum adică în 3 ore mergem în Dubai? În 3 ore acum avem avionul, haide! Păi și de ce nu mi-ai spus până acum? Eu... Pe ce să... M-am pregătit să fac mâncare pe... Deci ești serios cu mine în momentul. Da, hai să mergem în Dubai, tu în loc să te bucuri. Tu vorbești serios? Da. Spune-mi, te rog, dacă vorbești serios. Deci vorbești... La mine, te rog, spune deci dacă vorbești. Deci vorbesc foarte serios. Nu pot să cred, dar când s-a întâmplat asta? Da. Deci vorbesc foarte serios. Vorbești serios? Da, l-am păstrat secret, hai. Mă duc la hai, hai să mergem. Deci du-te și... Băi, dar sunt stăm o săptămână. Dragilor, ia s-a dus. Să o săptămână? Da! Wow! Dragilor, ia s-a dus să-și facă bagajul. O să mă duc să vă întreb acum, să văd cum stă cu bagajele și cât de tare s-a apucat, dar o mai lăsăm un pic să se activeze așa, ca să nu pară nimic dubios și apoi mergem să o întrebăm cum stă cu bagajele. Vai, chi, frate, a trecut deja jumătate de oră, mă duc să văd în ce stadiu e cu bagajele, frate, pentru că e chiar ciudat. Haideți să mergem să vedem. Iubito? Da? Ce faci? Cum stai cu bagajul? Uai, nu știu, tu știi că mie nu-mi plac treburile astea neorganizate, mă iubire, cum să-mi scui cu 3 ore înainte, s-a atât de adipus, nu știu ce să iau, ce să nu iau, sincer, le iau pe toate. Păi ia-le pe toate, am zis să-ți fac o surpriză frumoasă, dar vezi că bagajul ăsta nu-i prea bun, e cam... Nu-i cam mare pentru cala de la avion? Nu, că ne trebuie multe. Stăm o săptămână. Eu am nevoie de multe chestii. Asta e a mea și ăsta e a tău. Bine, hai că plătim suprapreț. Aia e. Aia e. Haide, lasă, mergem în Dubai. Bine, hai, gata. Deci pregătește, da? Da. Să-l luăm costume de baie tot? Da, mai am depus încă o grămadă de chestii. Nu mă ține de treabă. Lasă-mă. Băi, hai, pregătește-te. Dă-i tare, hai. Mai vin, mai îndată, bine, să termin, că eu mă duc să mă pregătesc. Bine. Ok. Băgașca mai trecut deja vreo 20 de minute și o să merg să-i spun că nu o să plecăm nicăieri de fapt, ci că a fost o farsă, pentru că n-aș lăsa o să-și facă de tot bagajele, frate, pentru că după aia cred că o să se supere. Nu știu, dar chiar am impresia că o să se despartă de mine dacă o las să-și facă de tot bagajele, să-și dea toate hainele jos din dulap, pentru că nu, deci nu vreți să știți cât de organizată este și cât de atentă este la fiecare detaliu și asta și le-am păturit în dulap efectiv pe toate și n-aș vrea să ne certăm așa de rău, așa că hai să-i spunem că a fost o farsă. M-am urat în succes. Iubire,
Dimitrie, cum stai? Ai mai terminat din bagaj? Chiar al meu l-am terminat, mai am un pic în al tău și gata. Pe bune? Ajută-mă un pic să-l închid. Stai un pic, vreau să... Iubire, stai un pic. Da, iubom. Ideea este că... Nu plecăm nicăieri. Deci nu plecăm nicăieri, asta este, a fost o farsă, am vrut doar să... A fost o farsă? Da, nu plecăm nicăieri astăzi, adică și nu plecăm nicăieri nici în viitorul apropiat, asta e. Pare rău. Pe bune. Deci pe bune. Iubire, stai. Stai, tu chiar te... Bă, v-am zis, frate, că s-a supărat, stați așa. Băi, iubire, stai puțin. Hei, unde ești? Iubire, stai. Te rog, pleacă cu camera și lasă-mă. Iubire, dar chiar pe bune, tu chiar așa de rău te-ai supărat? Am crezut că o să ții la gluma asta, pe bune. Iubito, te rog. Pleacă cu camera, ți-am spus. Păi, dar a fost o farsă, măi. Astea-s farse! Astea-s farse! Spune-mi! Îmi pare rău. Cum să-ți pară rău pentru asta? Cum? Dar mai lasă-mi rău. Fac tot bagajul și tot. Măi, scumpă... Du-te și lasă-mă, te rog! Măi, iubita... Nu mai am ce să vorbesc cu tine, pleacă de aici! Măi, dar... Du-te și lasă-mă! Măi, hai că o să facem cumva și mergem, bine, îmi pare rău! Te rog, îmi pare rău când... Nu mai am ce discuta cu tine, Radu, ieși din cameră! Măi, te rog... Ieși din cameră, acum! Măi, dar hai... Ieși din cameră, ți-am spus! Băi, dar așa rău te-ai supărat! Am făcut tot bagajul, frate, tot! Am lăsat toate bagajele la bucătărie și tot! Nu pot să cred că ești atât de egoist să faci chestiile astea. Deci chiar nu pot să cred că poți să faci, să fii atât de bătut în cap. Băi, iubire, dar stai un pic. Chiar nu pot să cred, adică data asta chiar ai exagerat. Mă, nu iubire. Mai vreau să vorbesc cu tine, te rog, lasă-mă. Băi, dar stai, măi, scumpo, că n-ai, nu-i chiar așa de rău, te rog. Lasă-mă, te rog, pleacă de aici. Hai, măi, scumpo. Nu mai filma, te rog. Păi, dar nu te mai filmezi, gata, hai că, pe bune, gata, hai că o las aici, bine? Hai, gata, hai să vorbim. Închide camera. Da, hai că o închid acum, stai așa. Stai așa că acum o închid. Gata, scumpu, gata, am închis-o. Gata, cum să faci asta, măi? Îmi pare rău. Spune-mi cum să faci asta, te rog, spune-mi cum. Îmi pare rău, stai un pic. Cum îți pare rău? Astea-s glume. Da. Pe bune, înțeleg orice farsă, orice lucru, l-am înțeles și totdeauna că m-am supărat poate pe moment, dar... Am înțeles că e o glumă, când îmi spuneai teamă și lasă, mai știu ce ai făcut. Dar asta nu e glumă, măi. Nu te joci așa, nu are ce să-ți pară rău, pe bune că n-are ce să-ți pară rău. Mă, că doar ți-ai făcut bagajul, de ce te-ai supărat așa de rău? Ți-ai scos doar hainele și gata. Pe bune. Dar îți doar hainele, mă, atâta ți-ai scos din dulap, pe bune. De ce te-ai supărat așa? Nu mai vreau să vorbesc cu tine, pentru că chiar am vrut că plecăm. Mi-am dorit de plecăm. Nu, fiu bine. Chiar mi-am dorit de plecăm și știai lucrul ăsta. Și nu... Păi știam că ți-ai dorit să plecăm, dar hai că o să mergem, promit că o să nu mergem. Nu vreau să mi-e frică el cu tine, ai înțeles? Nu mai vreau. Gata, te rog, iartă-mă, puiule. Gata, puiule, te rog, iartă-mă, că n-am vrut. Nu mai vreau, mi-ai rupt inima. Măi, dar n-am crezut... Chiar am crezut că ne ducem. Doamne, deci n-am crezut că o să te superi așa de rău, băi, pe bune acum, scuze! Gata, gata, hai! Hai, gata, iartă-mă, mă duc eu să-ți desfac bagajul, scuze! Gata, îmi pare rău! Gata. Nu m-am chinuit, să-mi fac repede! Chiar am crezut că ești și tu odată drăguț și ești spontan și putem să facem ceva împreună, dar tu nu! Of, îmi pare rău, pe bune, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, deci pe bune, chiar așa rău te-ai supărat, deci nu pot să cred, frate, și nu pot să cred, hai te rog, eu iartă-mă. Ok, dragilor, am discutat mult mai mult decât credeți voi, vreo oră, deci am stat și am discutat și până la urmă, gata, suntem ok, ne-am împăcat pentru că am căutat chiar vacanțe și în viitorul apropiat o să mergem pe bune în Dubai și asta e, sau dacă nu reușim să plecăm în Dubai, cu siguranță o să mergem într-o locație din asta foarte mișto. Ideea e că chiar trebuie să o fac pentru că am comis-o și mă simt cumva responsabil pentru treaba asta și trebuie să mergem undeva, chiar îmi pare rău pentru farsa asta.
Deci, efectiv, chiar nu mă așteptam să te superi așa tare. Dar cum? Măi, am vorbit, nu mai e caz. Da, mă rog, în fine. Deci, mă gândeam doar că, na, o să-și dea hainele din dulap și până la urmă aia e. Dar văd că s-a supărat foarte tare pentru că și până la urmă are dreptate. Chiar a crezut că o să plecăm și, efectiv, i-am frânt inima. În orice caz, dacă v-a plăcut, dragilor, nu uitați să apăsați butonul de like pentru că ne ajută super, super mult. Să apăsați, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, să strângem 300.000 și să-l distribuiți, să-l vadă și prietenii voștri. Ei bine, dragilor, eu am fost Radu, ea a fost Adriana și cu siguranță nu o să mai fac farse de genul ăsta prea curând. Noi ne-am dus. V-am pupat. Ciao.